băiețel, vârstă de 14 ani din Roman, a dus cu ambulanța la centru de primire urgență, cu diagnosticul policontuzionat în urma unui accident rutier, stabil hemodinamic în momentul prezentării, conștient, cooperant, cu traumatism craniofacial, cu pierdere de cunoștință, contuzie coapsă stângă și cot drept. În momentul de față este supus investigațiilor radiologice și computer tomografic la nivel cefalic, dar stabil.